Pentru voi, astăzi la unboxing și test, am Pulsar Merger, binoclu cu telemetru și termoviziune cu senzor de top, ce oferă o sensibilitate extrem de mare la diferențele de temperatură. Acesta are o lentilă de germaniu F51, ce oferă un zoom digital între 2.5 și 20x. Cum Pulsar ne-a obișnuit cu monocularele lor de termoviziune, ce să fim sinceri, nu sunt cele mai confortabile de folosit ori în șir, acum avem două oculare ce îți oferă confort, chiar și pe perioade lungi. Revenind la unboxing, în cutie avem manualul pentru folosirea aplicației pentru că binoclul se conectează la telefon, bineînțeles, un ghid rapid de început și garanția. Pe lângă asta avem husa în care se află binoclu și cutia de accesorii. Lăsăm binoclul pe final, prima oară, hai să vedem ce accesorii avem incluse în pachet. Începem cu cablul USB la Type-C cu care putem alimenta sau descărca imagini de pe binoclu, împreună cu adaptorul de încărcare la priză. Iar aici avem alt adaptor ce se montează sub binoclu, ce face mult mai simplu instalarea acestuia pe trepied. Trecem mai departe, aici avem bateria detașabilă, ce poate fi scoasă și înlocuită foarte rapid cu una de rezervă. O să vă arăt mai târziu cum funcționează acest sistem. Pe lângă asta, binoclul mare are încă o baterie internă de 4000 de mAh, împreună cu aceasta de 3200 de mAh, ar trebui să ne asigure undeva la 10 ore de funcționare continuă. În cutia cu accesorii mai avem încă un cablu Type-C, pentru încărcătorul bateriei și ultimul accesoriu, încărcătorul nostru pentru baterii, ce poate încărca două astfel de baterii externe. Acum că am terminat cu toate accesoriile, putem reveni în sfârșit la binoclul nostru. Deși are carcasa din aliaj de magneziu, ca restul produselor Pulsar, este incredibil de ușor, având cu tot cu bateria internă și toate sistemele, undeva la 800 de grame. Și chiar se simte foarte premium atunci când îl ținem în mână. Revenind acum la bateria externă, ea se montează fix între cele două oculare, are o singură poziție în care intră, trebuie doar împinsă bine până ajunge în capăt. Iar ca să o scoatem, avem un buton ce trebuie să-l apăsăm din partea cealaltă. Portul Type-C este sub această protecție de cauciuc, lângă filetul de montare pe trepied. Pe partea de ajustare, binoclul are trei rotițe, cea de focalizare, cea clasică de ajustare dioptrică, și reglajul distanței pupilare între 56 și 71 de mm. Toate astea într-o carcasă rezistentă la apă și temperaturi extreme. Eu am fost Răzvan și până data viitoare vă las aici în colț dreapta sus o recomandare de la YouTube.